Se împlinesc 10 ani de când proiectul Iași, orașul tramvaielor pictate, a fost inițiat în capitala Moldovei. 18 tramvaie vechi din Iași au căpătat culoare, fiecare fiind personalizat într-o anumită tematică. Profesorul Silviu Stanciu, împreună cu studenți și absolvenți ai Universității Naționale George Enescu, s-au implicat activ pentru a pune în valoare cultura locală și națională. Unul dintre obiectivele pe care le-am avut chiar de la bun început, numărul tot mai mic al ieșenilor care treceau pragul galeriilor de artă, a tras un semnal de alarmă și am spus dacă ei nu vin să descopere arta în galerie, să mergem în întâmpinarea lor în cartiere, cum altfel decât cu mijlocul de transport pe care îl cunosc de zi cu zi. Proiectul a coagulat o comunitate de peste 250 de artiști în toți acești 10 ani, artiști care s-au implicat voluntar în toate aceste proiecte și cărora țin să le mulțumesc. De-a lungul timpului, în interiorul acestora au fost organizate mai multe expoziții de artă, momente artistice și lansări de carte. În fiecare tramvai pictat regăsim pe partea dreaptă doza de cultură, ce conține informații despre tematica aleasă, iar pe partea stângă regăsim fotografii din timpul pictărilor realizate. De asemenea, fiecare tapiserie este în conformitate cu tematica aleasă. Tramvaiul Presei, Tramvaiul Artei, Tramvaiul Unirii sau Tramvaiul Iei sunt doar câteva exemple. Fiecare dintre ele au propriul lor vatman. Claudiu Pintilie este vatman la compania de transport public din Iași de 26 de ani, iar 6 ani a condus Tramvaiul Literaturii. Tramvaiul Literaturii, numărul de parcurs 125, l-am condus timp de 6 ani, până au venit celelalte noi și am amasat pe celelalte turcești. Fiilor le plăcea foarte mult. Chiar în cartier, când făceam traseul 6, eu locuiesc în Alexandru, copiii spuneau, mama, uite-l pe nene de pe tramvaiul pictat. 125 a fost primul tramvai pictat, Tramvaiul Literaturii. Turiștii apreciază foarte mult acest proiect în care vedem pe stradă tramvaie personalizate, pictate, tematic, ceea ce nu se întâmplă în alte orașe din țară. În plus, a scăzut gradul de vandalizare cu care ne confruntam în urmă cu peste 10 ani foarte mult. Proiectul cultural se bucură de un real succes, iar marile companii de transport public din țară își doresc să pună și ele în aplicare acest concept. Acestui proiect care are o rezonanță foarte bună, chiar colegi din țară întrebându-mă cum ne-am descurcat, cine a avut ideea și dacă am putea contribui și cu idei pentru ei. Proiectul nu se oprește aici. În viitorul apropiat urmează a fi pictat un tramvai al muzicii, unul destinat animalelor de companie, dar și un tramvai destinat aniversării a 125 de ani a tramvaiului Ieșan.